Peste 520 de elevi din toată țara s-au bătut astăzi pentru medalii la Olimpiada Națională de Engleză de la Ploiești. Prahova a avut și ea 8 participanți, pe aproape toate grupele, de la clasa a 7-a până în clasa a 12-a. Cei 63 de profesori implicați în desfășurarea concursului au apreciat în unanimitate că nivelul de pregătire al copiilor a fost unul extrem de ridicat. Vă spun că am fost nedreptățit. La proba orală, cea de speaking, unde eu fac oratorie de când mă știu, mi-au fost căzute puncte pe nedrept. Acum, mi s-a spus că am avut cel mai bun discurs din sală de către colegii mei și doamnele nu au vrut să accepte lucrul ăsta, pentru că doamnele sunt ploieștene îndrăgite, probabil. Și, cum să vă spun, n-a mers foarte convenabil, deoarece după aceea m-am dus la Dnea când era aici. Dnea fiind cine? Dnea fiind doamna corectoare de acolo. Și am întrebat-o, foarte frumos, țin să adaug. Doamnă, nu vă supărați, de ce mi-ați căzut? Că presupun că mă recunoașteți după față. Păi, pentru că așa am considerat eu. Și nu vă supărați, de ce ați considerat așa? Ai avut greșeli gramaticale. Nu vă supărați, ce greșeli gramaticale s-am la o olimpiadă? Îmi puteți da un exemplu? Nu știu. Da, adică asta e patima pe care am avut-o pe suflet și am ținut să o împărtășesc. Asemenea, sunt profesoarele de la olimpiadă. Dacă aș avea un mesaj pentru ceilalți copii, e să nu vă duceți la olimpiadă. E cel mai mare schem. Eu, sincer, m-am distrat la olimpiadă. Nu am venit aici cu scopul de a lua un premiu, ci pentru experiență. Mi-a plăcut că am întâlnit colegi noi. La probe am dat tot ce am avut mai bun, dar nu aveam în minte un scop. Nu am mers acolo cu gândul, trebuie neapărat să iau un premiu. Lucrul ăsta s-a întâmplat și m-a bucurat. Ai luat locul 3, medalia de bronz, cum se spune aici la olimpiadă? Da, înainte de contestație. Acum nu știu ce o să fie după, dar eu mă bucur de rezultatul meu. A fost, cel puțin la categoria mea, o bătălie foarte strânsă. Am pierdut locul 1 la 007 sutimi. Ai luat mențiune, am înțeles, la acest concurs. Cât de greu a fost pentru tine? Eu m-am pregătit destul de mult pentru proba scrisă și nu a fost atât de greu pe cât mă așteptam. La proba orală am avut foarte multe emoții și de aceasta poate mi s-a părut un pic mai greu decât a fost de fapt, dar în mare parte a fost incitant, a fost frumos. O să mai particip și alte dăți? Cum ți s-a părut la Ploiești? Mi s-a părut frumos, am văzut câteva locuri din București, Muzeul Ceasului, Casa lui Nichita Sănescu, a fost frumos și da, o să mai particip cu siguranță la această olimpiadă. Care a fost nivelul participanților la concurs? Cât de ridicat a fost el? Foarte bun, foarte bun, da. Deci copiii sunt o elită, o elită din acestei țări, copii care nu neapărat sunt interesați de filologie, dar care au performanțe înalte la limba engleză și cred că sunt foarte buni la toate disciplinele. Asta este o veste bună, să știm că avem copii atât de bine pregătiți. Au fost și câțiva copii nemulțumiți la proba orală, unde nu pot face contestație. Spuneau că, din alte județe, evident, spuneau că au fost nedreptățiți de profesori. Este greu să le dau dreptate, pentru că fiecare consideră că ceea ce spune el, ideile lui, felul în care și le-au organizat sunt foarte bune, dar nu este întotdeauna așa. Adică evaluatorul are altă perspectivă și are un barem, are niște descriptori după care corectează și da, copiii poate că nu-și dau seama că sunt niște cerințe și cerințele sunt destul de stricte. Care a fost rolul colegiului în organizarea Olimpiadei Naționale de Engleză? Colegiul nostru a fost gazdă pentru copiii din 5 județe care au fost cazați în internatul nostru și au servit masa la cantină și a fost gazda Comisiei Centrale care a corectat lucrările copiilor și afișarea s-a făcut astăzi aici și s-au vizualizat lucrările și acum se lucrează la contestații. De aceea e atât de multă agitație aici, unii sunt fericiți, alții mai puțin fericiți, unii sunt contrariați, alții nu. Școala e plină, e un zumzet total. Premiile care se vor acorda medaliaților olimpici vor fi de 150 de lei pentru locul 1, 115 lei pentru locul 2, 85 de lei pentru locul 3 și 65 de lei pentru cei care obțin mențiune. Luna aceasta, în Prahova, s-au desfășurat numai puțin de 5 olimpiade naționale, din care 3 la Ploiești.